Bun găsit, sunt Adrian Boioglu. Iată-ne la o nouă emisiune. De această dată ne-am întors în Comuna Turcoaia, acolo unde am vorbit deja cu domnul primar Bălan despre toate proiectele realizate, pentru că suntem la, eu știu, limita dintre 2019 și 2020, aș vrea să vorbim puțin și despre proiectele viitoare. Sunt proiecte multe și foarte importante pentru localitate, iar toate acestea vor fi discutate în emisiunea de astăzi. Bun găsit, domnule primar! Mă bucur să vă văd din nou și aș vrea să vă întreb la început. Toate proiectele despre care am vorbit că sunt realizate și așa mai departe, toate acestea, la cât au fost de grele și cât de, eu știu, cu dificultăți realizez și așa mai departe. Ce vă motivează să mergeți mai departe și să spuneți, uite, mai vreau să mai fac și asta, și asta. Înainte de emisiune le-am notat, sunt o grămadă de proiecte pe care le aveți în plan. Ce vă motivează să mergeți mai departe? Bună ziua și bine ați venit, domnule Adrian, din nou în localitatea noastră, pentru că suntem la început de an. E un lucru firesc să puneți întrebări de genul ăsta. Da, într-adevăr, ne-am coordonat activitatea în 2020 și am bifat câteva proiecte cu prioritate pentru localitate pe care dorim să le și finalizăm. Într-adevăr, nu este ușor, dar ținând cont că avem experiență și ne-am aruncat în luptă de multe ori cu speranța că lucrurile vor fi mai bune, atunci avem încredere că le vom activa și le vom duce la bun sfârșit și pe cele care ne le-am propus a le face în 2020. Un lucru trebuie spus, pentru că lumea ne spune de multe ori, este an electoral și din cauza asta primarii fac și de și nu știu ce. Trebuie spus un lucru foarte important. Atunci când este vorba despre un proiect de la nimereală, nu știu, o reabilitare a unei școli, de asfaltarea unei localități, mai ales când e vorba de o localitate care are, eu știu, 15-20 de kilometri de drumuri și așa mai departe. Toate aceste proiecte nu se fac în anul electoral. Toate proiectele se fac în câțiva ani în care scrii proiectul, îl depui spre finanțare, după aceea te apuci și vorbești cu cei care îți oferă finanțarea, semnezi contractul, urmează momentul la care începe o licitație, găsești un executant dispus să facă acele lucruri în anumite condiții și după aceea urmează partea de execuție. Așa că dacă acum ați început, eu știu, sau veți începe asfaltarea drumurilor care au fost, să zicem, pregătite înainte de iarnă, nu înseamnă că acum ați apucat de ele pentru că vine campania, ci este un proiect care, la care ați lucrat zi de zi, săptămână de săptămână, pentru câțiva ani să ajungeți în acest punct. Din punctul meu de vedere, primarul nu trebuie să facă politică. Chiar dacă este implicat că vrând nevrând lucrurile duc tot acolo, dar pentru localitatea pe care el o reprezintă, el trebuie să fie gospodarul acelei localități. Gospodarul acelei localități, practic, trebuie să finalizeze tot ce și-a propus a face în mandatul lui. Eu am venit cu un program în 2016, un program care, din punctul meu de vedere, mă mulțumește datorită faptului că l-am realizat în totalitate. Adică tot ce mi-am propus eu am și dus la bun sfârșit și am avut și plusuri. Plusuri pe care, bine, nu ies acum în fața cetățenilor comunii sau a dumneavoastră să spun că am făcut. Am făcut pentru că m-am angajat să fac. Pentru că cetățenii m-au acordat girul și au avut încredere în mine și eu nu trebuia să-i dezamăgesc. Iar campania electorală nu se face în 6 luni, ci timp de 4 ani. Nu, e greșit. E greșit când spune muncă timp de 4 ani. Sigur că da. E greșit când cineva spune, uite, vezi, s-a asfaltat strada cu 3 luni de zile înainte de alegeri. Păi băi, oameni buni, nu se gândește așa. Când ați depus proiectul acesta? Proiectul a fost în 2017. Deci cu 2 ani și jumătate înainte de campanie. Seama. Nu are nicio relevanță timpul în astfel de situații. Deci eu mă bucur că am putut să încep. Chiar dacă nu duc eu la bun sfârșit lucrarea și se va termina la sfârșitul anului 2020, poate nici nu mai sunt pe pământ atunci, dar el o să aibă finalitate. Pentru că a fost început în 2017, a avut un parcurs bun și se va finaliza în 2020, care nu are nicio legătură cu alegerile locale, cu
președintele, cu parlamentul și așa mai departe. Încă o dată vă spun, primarul nu trebuie să facă politică într-o localitate. Apropo de treaba asta, atunci când v-ați propus să faceți un anumit lucru, le-ați scris, le-ați combinat, le-ați adunat pe toate într-o strategie pentru localitatea Turcoaia și nu am mai văzut asta în multe comune din județul Tulcea, nu știu că am văzut de fapt într-o comună din județul Tulcea. Ce propunea această strategie și cât ați realizat din ele? Sunt toate realizate? Mai aveți lucruri în plan? Să știți că ar fi lipsit de modestie să spun că sunt eu un mare strateg pentru localitatea Turcoaia. Nu e adevărat. Toți primarii își doresc de a face lucruri bune în localitatea în care el păstorește. Și cum și eu îmi doresc același lucru, cu, să zic, cu ambiție mai mare. Pentru că comuna Turcoaia are posibilități mult mai mari decât alte localități. Încă o dată aduc în discuție faptul că nu este o comună chiar atât de săracă. Pentru că se adună bani la bugetul local. Din surse clare, noi nu stăm cu mâna întinsă prea mult la rectificări care vin din partea Consiliului Județean, din partea Guvernului. Adică reușim, prin colecta pe care o facem de taxe și impozite din zona administrativă a localității, să putem să avem o activitate normală, să desfășoare normal activitatea comunei. De zi cu zi, da. Care le aveți de făcut. Da, sigur că da. Dar, dacă m-ați întrebat de proiectele care vrem să le desfășurăm anul acesta, în fruntea listei ar sta aducerea gazelor în localitatea Turcoaia. Pe unde trece conducta de gaz? Conducta trece la circa 10 km de localitatea Turcoaia. Ea este situată undeva în zona limitrofă a localității Traianu. Este un sat aflat la circa 10 km de localitate. Nu, distanța este mare. Și nu aducerea conductei până în localitate ar fi o problemă. Vorbesc în situația în care proiectul ar fi fezabil și s-ar semna. Noi am demarat pe această cale încă din 2019. Avem acordul de gaze din partea lui Transgaz. Este fezabil, este pozitiv. Ne-a dat și locația exactă unde să ne înțepăm în conducta magistrală. Deja în momentul de față avem discuții cu un proiectant să demarăm proiectul și probabil dacă va fi o situație, o fereastră, să zic eu, favorabilă din partea guvernului, din partea autorităților de la București, de a se demara proiecte pe acest segment de investiții, atunci noi să fim pregătiți, că știți cum este. Primul sosit, primul servit. La ce sumă vă așteptați să coste acest proiect? Suma este... Mă depășesc, nu pot să zic. Știu că e greu de apreciat. E greu de apreciat. Vă întreb, resursele ar fi din bugetul local, ar fi de la județ, de la guvern, care ar fi și posibilitatea de a finanța un astfel de proiect de amploare? Ca orice proiect, noi trebuie să fim pregătiți și cu partea de cofinanțare. Da. Undeva care duce la până la 10% din valoarea proiectului. În schimb, problemele mari în investiția în proiectul acesta este operatorul de gaze. Operatorul de gaze, din păcate, este foarte greu de găsit și este cel care orchestrează întreaga investiție în intravilanul localității. Adică este mult mai greu să găsești un operator de gaze în zona rurală, pentru că costurile de branșare la rețeaua de gaze este de 2-3 ori mai mare decât în zona urbană. Și atunci operatorul de gaze este foarte greu de găsit, că după cum bine știți, toată lumea dorește un ban cât mai ușor. Adică una este să investiști, să lucrezi la oraș. Unde ai un bloc pe care faci un bloc și îl branșezi rapid și iei un ban la fel și alta e să investești mult în zona rurală. Dar nimic nu este imposibil și noi încercăm. De ce nu?
Absolut. Un alt proiect la fel de important pentru oameni este și în special pentru partea asta de de cultură, de recreere a oamenilor, este acela Căminul Cultural. În ce stadiu este Căminul Cultural și eu știu, ce vă doriți să faceți acolo? Of, încep cu un of. Căminul Cultural este un mare of pentru localitate. Și pentru mine, în primul rând. Căminul Cultural are proiect făcut, este o investiție aprobată, contract semnat. L-am predat Companiei Naționale de Investiții în 2018. A fost scos la licitație de circa 3 ori. Din păcate, țara noastră este vitregită la acest moment în segmentul de construcție de forța de muncă manuală. Și nimeni nu a venit să revendice prin licitație publică acest proiect și să-l demareze în a fi executat și finalizat. Și este vorba despre un proiect care nu este unul mic, este nu vorba este de 760.000 exact. De euro. Exact, nu este un așa un proiect. Scuze, de 470, nu 740. Șapte, aveți dreptate, 760.000. 760.000, aveți corect. Dreptate. Da. El se vrea a fi făcut pe reabilitare, să reabilitează, să modernizează și să dotează. Așa este proiectul. Adică eu am văzut macheta, el ar arăta extraordinar de bine, mai ales că în centrul comunei, ar schimba extraordinar de mult zona în care el este situat. Aveți de gând să-l lăsați la CNI în acest caz, în cazul în care ei nu reușesc să ducă mai departe această investiție? Domnul Adrian, dacă s-ar revi o altă posibilitate, imediat aș lua proiectul și l-aș depune în altă parte. Din păcate, singura modalitate de a finaliza, a executa construcția, a o moderniza-o, este această fereastră cu CNI-ul. Lucrurile acolo merg puțin mai greu, dar sperăm poate că anul acesta dânșii nu au stat pe loc, dânșii l-au scos la licitație. Adică nu au ținut în frâu lucrurile. L-au scos la licitație, că nu numai nimeni. Că n-a venit nimeni, niciun constructor n-a venit datorită faptului că etapizat salariul minim pe economie, care în momentul în care s-a proiectat, părerea mea a fost asta, în timpul în care s-a proiectat Căminul Cultural, deci în 2017 era de undeva la 1400, după care a urcat la 1900, după care a urcat la 2080 de lei în momentul de față, iar această investiție este o lucrare care se face mai mult manual. Iar constructorul a evaluat costurile manuale a lucrării și nimeni nu a luat. Cred că ăsta e și singurul motiv. Și atunci bănuiți că, eu știu, o sumă mai mare alocată ar rezolva exact. Această problemă? Exact. O altă, un alt proiect care merge mână în mână cu acesta de cultură este cel de sport. Aveți în vedere realizarea unui teren multifuncțional realizat de această dată prin Gal Munții Măcinului. Da, am demarat proiectul. El este în faza finală. În faza finală vorbim de documente. Cred și am speranță că anul acesta va fi finalizat. Acolo vorbim de o sumă de 72.000 de euro, bani care, iată, vin printr-un program de acțiune locală. Este mai ușor să faci astfel de proiecte locale și să le duci la bun sfârșit decât, eu știu, să aștepți bani din altă parte? Este mai ușor, într-adevăr, să ai bani în buzunar și să decizi pe moment clar la obiect ceea ce vrei să faci cu banul tău. Dar politica administrației locale a fost să aducă bani din alte surse externe. Pentru că ăștia îi avem. Cu ăștia putem să facem lucruri care ar beneficia pe moment și nu sunt de durată. Ar beneficia localitatea pe moment și nu e de durată. Toate proiectele pe care le-am făcut, după cum vedeți și dumneavoastră, sunt făcute și sunt finanțate din surse externe. Dacă de la început sunt și proiecte care le-am finanțat din bugetul local, dar nu sunt proiecte cu o valoare foarte mare. Dar proiectele cu o valoare foarte mare
gen canalizare, gen modernizare străzi în localitate, asfaltat drumul județean, un kilometru și jumătate, școala generală, căminul cultural, achiziționăm anul acesta, cred că într-o perioadă cea mai scurtă, va fi dotat cu un buldoi excavator care costă undeva 90 și ceva de mii de euro. Și este foarte util, mai ales pe perioada de iarnă, pentru dezăpezire și pentru așa, și pentru drumuri mai departe. El a fost făcut pe un segment de investiții, se numește POPAM, deci tot o investiție care s-a ocupat zona asta, Asociația Gal Munții Măcinului. Noi am beneficiat de o astfel de investiție și astfel încât, e o perioadă scurtă, o lună, două, vom beneficia de a utila UAT-ul cu un nou buldoi excavator. Cât de util este? La ce îl veți folosi? Păi îl folosim în decolmatări, când sunt probleme, că asta este ținta. În momentul de față, cum vă ocupați de toate aceste probleme atunci când apărea o nevoie de genul ăsta? Avem și agenții economici în zone puternici, mai interveneam, mai dă-ne un încărcător, ajută-ne, mai cu buldoi excavatorul nostru, dar este un utilaj care nu se ridica la capacitatea de intervenție din momentele de criză și atunci cooperăm foarte bine cu agenții economici din zonă, astfel încât ei știu care este problema localității și inevitabil intervin atunci când noi le cerem. Cum stați cu apa în localitate? Îmi spuneați un secret, vă apucați de un puț de apă la Turcoaia. Da, deci în 2018 am furat două puțuri. Am furat două puțuri. Unul cu rezultate proaste, vorbind de calitatea apei, nu a fost suficient de bună ca să o introducem în sistemul actual de apă potabilă, dar la un puț forat undeva în partea de sus a comunei, practic am forat circa 150 de metri în stâncă, în partea de deal, la 120 și vreo 6 de metri am dat de un izvor de apă care se ridică la o calitate ireproșabilă. Vreau să spun că ar concura apa Borsic în orice moment. E apă de munte până la urmă, chiar dacă sunt munții măcinului. Nu este de capacitate mare izvorul, are circa un metru cub jumate, 2 metri cub pe oră, dar în momentul de față suntem în faza de a-l înscrie și a-l autoriza, nu mai avem mult, o să tragem o conductă din puțul despre care vorbim și o să aduc până în piață, în zona pieței, să facem acolo o cișmea unde să ia toți locuitorii să beneficieze de această apă. Asta e un lucru foarte bun. Vorbind de partea asta de infrastructură, aș vrea să vorbim puțin și despre ce se întâmplă după asfaltare și în special despre partea de trotuare din localitate. Pentru că oamenii am văzut că întrebau, domn primar, dar parcă e prea jos acum când e pietruit. Nu e asfaltul făcut într-adevăr, dar parcă e prea jos și nu putem să intrăm cu mașina în curte. Ce le răspundeți celor care au asemenea temeri? Da, într-adevăr, cetățenii uneori au și dreptate, alteori nu sunt informați. În schimb, în momentul în care se execută un proiect se ia în calcul siguranța atât a cetățenilor, cât și a participanților la trafic pe carosabil. De exemplu, străzile în comuna Turcoaia sunt foarte înguste. Marea majoritate a străzilor, cu excepția a două, trei străzi, sunt foarte înguste. Nu putem să oferim acolo posibilitatea a să circula pe o lățime de 5 metri. În condițiile în care lățimea străzii este ea toată de 5 metri. Ați văzut, ați fost în teren. Absolut. Ați văzut, da. Deci acolo lucrurile stau în felul următor. Carosabilul va fi de 3,50 m, maxim 4 metri, pentru că se ia în calcul și trotuarul. Adică și trebuie să fie și bordura și trotuarul. Trebuie să asigurăm siguranță și celor care participă la trafic pe jos, pietonilor. Doamne ferește de un accident să se întâmple pe carosabil, vă dați seama că
lucrurile se răsfrâng asupra proiectantului și a celor care administrează drumul public. Da? Bun. Deci am în vedere anul acesta să modernizăm trotuarele acolo unde sunt finalizate lucrările de asfaltare. În acest sens s-au alocat bani pentru această lucrare și am dorit până la sfârșitul anului, dacă lucrurile merg bine în segmentul de asfaltare a străzilor, să continuăm cu amenajarea trotuarelor pe drumurile secundare. Și nu numai. Nu vorbim de cele principale. Cele principale e musai să rezolve acest lucru. Dar inclusiv pe drumurile secundare. Pe străzile secundare ale localului. Ne apropiem de final și la final aș vrea să discutăm despre un proiect de suflet al noastră. Este vorba despre centrul de zi. Un astfel de centru pe care, eu știu, multe dintre comunele din Tulcea și-ar dori să-l aibă, dar iată că lucrul ăsta se întâmplă chiar la Turcoaia. Da, propunerea a venit din partea Consiliului Județean Tulcea, mai precis din partea Direcției de Asistență. E un proiect care vrea să implementeze un centru de zi în localitatea Turcoaia și cu precădere, cu activitate care să înglobeze și localitățile din jurul comunei. Centrul de zi va avea ca locație o fostă școală, pentru că, din păcate, numărul copiilor în zona rurală a scăzut în mare majoritate a localităților rurale din țară, la fel și în localitatea noastră. Iar noi ne-am gândit că în momentul în care avem acea locație, am putea să-i dăm o utilitate. M-am gândit în prima fază să fac un muzeu, muzeul localității Turcoaia, pentru că chiar am avea ce să aducem în fața... Un fel de muzeu al satului. Fel de muzeu al satului. Dar dacă oportunitatea a venit din partea Consiliului Județean în a face un centru de zi dotat cu 3 medici, dânsii vor să mai facă, le-am acordat în jur de 3.000 de metri proprietate ca să construiască 4 case. 4 case care să asigure în situația în care avem probleme gen violență domestică. Să cazăm acolo persoane care sunt supuse... Care este ținta, până la urmă? Sunt copii? Sunt și adulți? Nu numai copii. Sunt copii, sunt adulți, sunt persoane cu handicap, sunt persoane defavorizate. Deci un centru care să asigure asistență atât medicală tuturor persoanelor care chiar au nevoie de ce capacitate va avea acest centru? Nu a fost încă stabilită capacitatea, dar după părerea mea va fi suficient de... pentru că locația chiar este suficient de mare. Și vor ajunge acolo și persoane din localitățile din împrejur sau doar din Turcoaia? Da, din discuțiile avute cu responsabilii care vor coordona acest proiect, pentru că proiectul nu este coordonat de administrația locală, proiectul este coordonat de Consiliul Județean Tulcea, vor beneficia de asistență toate persoanele și va fi, să zic așa, un centru zonal care ar acoperi circa 5, 6, 7 localități din jurul localității. Bun, este foarte bun. La final vreau să vă întreb despre un proiect despre care am mai vorbit în trecut, pe scurt și în emisiunea trecută, dar care știu că vă face plăcere, că vă este așa aproape de inimă, și anume proiectul acela de aducere a apei din Dunăre pentru fermierii din zonă. În ce stadiu este el acum la început de an și care sunt perspectivele pentru 2020? Constat, domnul Adrian, că mai mult vă place dumneavoastră acest proiect. Mi-a plăcut și trebuie să mărturisesc că prima dată când am ajuns la Turcoaia, domnul primar ne-a luat într-o mașină. Nu credeam că vom intra acolo, pentru că era plin de noroi undeva prin iarna lui 2018-2019, plin de noroi, și ne-a arătat, uite, aici am făcut conducta, aici am săpat, aici am făcut... Se vedea pasiunea în glasul dumneavoastră și
Trebuie spus că este un lucru care, de care vor beneficia investitorii din zonă, fermierii, care au foarte mare nevoie, mai ales într-o perioadă de secetă, de apă, de acest aur al lor până la urmă, pentru a-și dezvolta recoltele și pentru a face față secetei. După cum bine știți, apa înseamnă viață, da? Nu greșesc aici. Nu vreau să fiți de acord cu mine, dar asta, nu, dar asta, asta simt. Cel puțin în situația asta, cu siguranță, asta este. Deci apa înseamnă viață. Dacă proiectul a fost demarat acum circa un an și jumătate, a fost demarat dintr-un singur motiv. Motivul de a trăi. Pentru că dacă nu aveam apă în agricultură, dacă nu ai apă în agricultură, se moare. Mai repede sau mai încet, dar se moare. Adică să moare ce înseamnă? Să falimentezi. Falimentezi. Când n-ai cum să trăiești în agricultură dacă n-ai suportul. Ăsta este suportul, apa. Și este greu să zici murim de mor recoltele de sete, de plantele n-au apă în condițiile în care aveți Dunăre aproape. E Dunăre aproape. E un proiect care aproape l-am finalizat. Eu sunt convins că anul acesta fermierii care lucrează pământ în această zonă vor beneficia fără rezerve de acest bun al naturii, apa. Ce ați făcut acolo, de fapt? Este un sorb? Este o conductă care... Da, am săpat un canal de vreo 150 de metri, un canal de vreo 10 metri adâncime. S-a excavat cantități, pot să zic, industriale de pământ, după care am amenajat cu un platou unde am montat o pompă de mare capacitate, de vreo 3500 de metri cubi pe oră, care în mod sigur va asigura apa pentru orice fermier din localitatea locală. Ce se cultivă în zona aici? Se cultivă, dar nu numai se cultivă. Localitatea Turcoaia, vorbesc de partea administrativă, deci OAT-ul, are circa 300 și vreo 80 de hectare de pământ care administrează în acest moment, pe care îl are în proprietate și îl are dat în concesiune crescătorilor de animale și diferitelor persoane care îl dețin în momentul de față legal prin contracte de concesiuni sau închiriere. Ei, nu numai e important, nu numai canalul și pompa și pomparea apei în zona, în zona protejată a localității. E important și creșterea animalelor, pentru că vedeți dumneavoastră, din ce în ce mai mult activitatea zootehnică începe să-și piardă din consistență. Și în felul acesta noi dăm un plus de încredere și crescătorilor de animale, oferindu-le apă și posibilitatea de a-și întreține pășune. Cu încredere, cu acest cuvânt vreau să-i lăsăm și pe oamenii din Turcoaia și să ne spuneți la final ce siguranțe le oferiți pentru ziua de mâine, care sunt, eu știu, proiectele pe termen lung pe care le aveți în vedere, dacă mai sunt și altele în afară de acestea, sau dacă în acesta vă concentrați doar despre acestea de care vorbim acum. E bine când încep ceva să și termini. Adică dacă încep multe lucruri și termin foarte puține, nu este un lucru care să pice atât de plăcut. Uneori e un bumerang care se întoarce împotriva ta. Înțeleg că vă concentrați peste important. E bine să terminăm lucrurile începute. Dacă apar priorități sau apar lucruri care se pot face rapid și vorbesc de oportunități din exterior, apar lucruri, o să beneficiem sau să ne concentrăm și pe acele lucruri. Dar să încercăm să finalizăm ce am început, că tot ce e început e un lucru bun și sper să cetățenii comunei să beneficieze de începuturi până la sfârșit. Eu sper să înțeleagă oamenii că, încă o dată, că aceste proiecte nu sunt făcute peste noapte, sunt proiecte la care ați muncit un număr de ani și care, iată, acum își arată roadele în beneficiu tuturor până la urmă. Să știți că nu am muncit numai eu. Am muncit o întreagă echipă aici. Corect. Toți colegii și chiar cetățenii comunei au avut aportul lor
Pentru că mulți dintre cetățenii comunei m-au oprit și mi-a zis, domnul primar, știți? Sau mă oprește o bătrână și bătrâna nu zice, domnul primar, îmi spune cum? Îmi spune aia, stelicuță mamă, vino să spun ceva, uite mamă, ar trebui făcut, uite, lucrul ăla acolo. E un semnal din partea unui cetățean, care eu trebuie să-l iau în calcul, să-l evaluez și, într-adevăr, dacă lucrurile sunt așa cum spune, așa trebuie să merg cu el în a-l rezolva. Deci, nu, munca e o muncă de echipă aici. Nu eu, practic eu sunt cel care sunt în fața lor. Dar în spatele meu sunt oameni care muncesc pentru realizarea acestor investiții și vreau să le mulțumesc pe această cale atât celor care au fost în spatele meu, care au fost în fața mea, în dreapta mea, în stânga mea, cât și tuturor cetățenilor și de multe ori s-a creat un disconfort în localitate atunci când au fost lucrări publice făcute, gen canalizare, atunci s-au săpat șanțuri, a apărut pământ galben, n-au mai fost drumurile atât de bune cum erau înainte. Asta înseamnă lucrări. Și un șantier până la urmă. Înseamnă un șantier. Unii cetățeni au înțeles, alții n-au înțeles, dar la momentul de față ei au putut să tragă concluzii că lucrurile sunt pe un drum bun, adică începe clar să se contureze clar ideea de mai bine pe drumurile din comună. Aveți proiecte frumoase, vă doresc tot bine din lume și putere de muncă să le duceți până la capăt. Vă mulțumesc mult pentru participarea în emisiune și sper să ne revedem în curând să le arătăm oamenilor cum aceste proiecte au fost deja realizate. Eu mulțumesc și eu mulțumesc dumneavoastră că ați venit în localitatea noastră. Mulțumesc încă o dată cetățenilor comunii Turcoaia că au avut încredere și înțelegere, pentru că nu este ușor să înțelegi și să oferi încredere celui care trebuie să ducă la bun sfârșit aceste proiecte. Și sperăm să ne vedem data viitoare, sănătoși și cu zâmbetul pe buze, că am reușit să realizăm ceea ce ne-am propus. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc mult pentru că ne-ați urmărit la această ediție a emisiunii de pe Tulcea News. Vă îndemn la final să ne lăsați întrebările dumneavoastră, să ne lăsați doleanțele. Dacă vreți să discutăm cu o anumită personalitate, o persoană publică din județul Constanța, scrieți-ne pe adresa de e-mail a redacției, pe pagina de Facebook Tulcea News și noi vom încerca să rezolvăm toate aceste probleme atunci când ele vin. Vom încerca să discutăm cu oamenii care se ocupă de ținerea frăilor județului Tulcea. Eu sunt Adrian Boioglu și vă doresc o zi mai bună!